Cum își gândește un antreprenor prioritățile când vine vorba să-și administreze bugetul și să facă diverse plăți? Cam ce categorii de plăți are un antreprenor? Cum obișnuiește el să-și facă plățile din ceea ce vedeți în mediul de afaceri și care este filozofia dumneavoastră în zona aceasta? Schimbăm registru. Deci, și aș vrea să deschid o paranteză și să le împărtășesc telespectatorilor noștri un lucru, și anume lucrez cu domnul Octavian Bădescu la un proiect editorial, lucrăm la o carte împreună și realizăm interviuri pentru această carte. Va fi un proiect editorial mai complex care se va face și cu contribuția altor antreprenori și personalități publice, nu devoalez mai mult decât atât. Și am avut o discuție foarte, foarte interesantă despre cheltuieli și viziunea foarte, foarte originală a domnului Bădescu despre cum se administrează în mod sănătos banii unei firme, și am vrut să abordăm și în emisiune ca să aibă acces telespectatorii noștri la această idee înainte de a apărea cartea. Da, să vedem, sănătos sau nesănătos, eu vă spun cum fac eu, da? În genere, în companii, din ce am observat, trebuie plecat de la următoarea premisă. O companie are o serie de obligații. De acord? E ca și o persoană. Are o serie de obligații. Are obligații către clienți să presteze servicii. Da? Are obligații către furnizori să plătească facturi. Are obligații către finanțatori, bănci, să plătească dobânzi. Are obligații către angajați să plătească salarii. Are obligații către stat să plătească taxe. Are obligații către antreprenori, către fondatori, către acționari să plătească dividende. De acord? De acord. O serie întreagă de obligații. Care este ordinea priorităților acestor obligații? În general, în firme, ordinea priorităților e dat de criteriu cine țipă mai tare. Din păcate, da? Spre de exemplu, toate taxele trebuie plătite până pe 25, nu? Dacă nu, îți blochează statul, contul e dezastru, e nasol. Deci e lege în toate companiile, taxele trebuie plătite. N-ai bani, prima prioritate. Pe urmă, dacă nu plătești la bancă, rata, ăsta e linia de credit, spuneți. La asta cu datorii la stat, că țipă statul mai tare, auzeam o chestie foarte, mi s-a părut amuzantă sau hilară la un anumit antreprenor, nu dau numele, nici industria, tot spunea în spațiu public cu o anumită motivație, n-avem nicio datorie la stat, n-avem nicio datorie la stat. Băi, foarte bine. Dar banii în buzunare? Ca asta să nuanțeze. Da. N-avem nicio datorie la stat, suntem cu zero datorii la stat, pentru că am eșalonat la ANAF sumă foarte mare și am pus și o garanție pentru suma respectivă. Deci ANAF ar putea să-și execute oricând datoria, deci se poate considera că n-avem nicio datorie la stat. Mi s-a părut cam hilar așa, pe exemplu. Nu știu, cum vi se pare? Poți să spui într-o astfel de situație că n-ai datorii? Nu, e clar că ai datorii. E evident. Nu. Deci țipă statul că îți blochează conturile, băncile, țipă linia de băncile credit, că îți închide linia. Trebuie să plătești angajații, altfel își dau demisia, da? Trebuie să plătești furnizorii, dar în general tu prioritizezi în funcție de criteriu cine țipă mai tare. Și de obicei, cercuri concentrice. Da, de obicei te lași pe ultimul loc. Și din păcate mulți antreprenori fac din asta un titlu de noblețe și o mândrie. Eu mă plătesc ultimul în companie. Eu zic că este eronat. Este greșit. În primul rând, de ce ai făcut compania? Să nu uităm de ce ne-am adunat. Am făcut compania nu ca să creez locuri de muncă, nu ca să plătesc taxe la stat, nu ca să îmbriz banii fără niciun beneficiu, am făcut o companie ca să fac bani. Deci, asta o companie... este filozofia de bază a antreprenoriatului. Da. Și filozofia de dincolo de orice economică. Discuție de PR, până la urmă, despre asta e vorba. De-aia am făcut compania. Asta este rostul ei. Deci rostul ei este să genereze. Unica responsabilitate socială a unei companii este maximizarea profiturilor pentru acționari. Asta este realitatea. De-aia am făcut-o. Deși uneori treaba asta duce și în aspecte cinice, dacă vorbim de industria farma sau așa mai departe, unde se pun niște sume colosale pe niște tratamente medicale pe care unii oameni nu și le permit. Asta este datorită combinației între industrie și stat și politic, dar intrăm într-o altă discuție. Această
simbioză între anumite companii mari și politic. Adică acest focus pe profit, da, este corect, dar uneori, da, dă și în cinism în anumite dă zone. Cinism în combinație cu statul, pentru că altfel competiția nu te lasă în zona asta. Deci dacă n-ar veni niște fonduri de la stat automat cu prelevate din taxe și impozite care să alimenteze creșteri de prețuri și dacă n-ar exista o limitare a competiției tot venită din zona politicului, atunci accesul la sănătate, cum se spune, ar fi mult mai ieftin. Dar nu ne ducem în zona asta și ne întoarcem. Scopul unei companii ăsta este, da? E și sănătos pentru o companie așa. Deci în primul rând că ea trebuie să genereze profituri acționarilor, că altfel nu și-are rostul. Însă acționarul este și prima pavăză a companiei în cazul în care lucrurile încep să evolueze negativ. Aș vrea să mai intervin puțin, dacă îmi permiteți. Din cauza asta, mass media din România este în situația catastrofală în care este. Pentru că nu a pus profitul antreprenorului pe primul plan, a pus diverse alte interese de ordin social, politic și așa mai departe. Nu au fost gândite ca afaceri, nu au avut ca țintă profitul, să câștige din piață, și au ajuns diverse, dependente de politic sau de diverse situații conjuncturale, când antreprenorii n-au mai putut să pompeze, n-au mai fost în situația politică sau personală să pompeze sumele respective, mediile de presă au ajuns în situații dificile financiar și într-o situație vulnerabilă. Și nu mai este presa câinele de pază al democrației. Așa e. Deci, din această ordine a priorităților în care antreprenorul și dividendele către acționari sunt pe ultimul loc, antreprenorul sănătos trebuie să facă să le mute la prioritatea zero. Pentru că asta este, de fapt, prima prioritate. Dacă o companie nu își mai plătește acționarii, atunci ea nu mai are sensul existenței sale. Păi mai bine o închidem. De acord? Deci, asta este prima prioritate. Iar în momentul în care această primă prioritate nu mai poate fi asigurată din activitatea companiei, ăsta e un semnal de alarmă și este primul semnal de alarmă pe care antreprenorul, omul de afaceri, acționarul, îl percepe. Dumneavoastră mi-ați descris în cadrul interviului nostru pentru carte acest model sub forma unor foițe de ceapă. Da. În care sunt niște nivele de, aceste priorități, de plăți. Exact. Aceste priorități în care prima foiță de ceapă pe cercul exterior trebuie să fie dividendele către acționari. Pentru că în momentul în care vine din afară, vine o chestiune neplăcută din afară, dată de diverse lucruri, nu știu, ai pierdut un client, ți-au crescut niște costuri, s-a întâmplat ceva și profitul nu mai e, a dat guvernul o lege, tu ești primul care simte și compania, prin intermediul tău, care ești gardianul sănătății financiare a companiei, corect, cine poate fi altul, cineva, pentru că tu ai interes să compania să facă bani, nimeni, altcineva, tu simți această chestiune și poți să intervii aici. Altfel, dacă tu nu o simți, pentru că tu te-ai pus de fapt în mijloc și ești ultimul plătit, atunci începe și vine vijelia, vine viforul și intră. Întâi ce faci? Întârzi plățile la furnizori și te dezvolți pe credit furnizor din ce în ce mai mult. Media la plată, spunea o știre ieri de postul Digi24, este de 5 luni de zile la o factură. Și în a crescut în ultimii ani. Da. A ajuns la 5 luni de zile. Pentru că există, din păcate, și antreprenori care lasă acest lucru să se întâmple. Dar este foarte periculos pentru afaceri. Dar credeți că este voluntar, domnule Bădescu? Eu cred că oamenii, dacă ar avea bani, ar plăti. Adică nu cred că stă cineva în cont cu banii și nu își plătește facturile. Păi nu stă în cont cu banii, dar nu își gândește ok structura de venituri și cheltuieli și nu pune limite. Deci la mine în companie existau limite. Nicio factură nu trebuie să se întârzie peste 60 de zile. Adică dacă nu m-a plătit un client, ăla nu e un client. Nu, e un client pentru care muncesc, dar de la care nu încasez. Păi ce client e ăsta? Înțelegi? Deci prefer să nu lucrez cu astfel de parteneri. Și respectați aceeași politică și la plăți. Bineînțeles. Deci era în reciprocitate. Bineînțeles. Financiar vorbind, toate companiile în care am acționat au fost foarte sănătoase. De-aia
nu au fost nici îndatorate într-o măsură mare, foarte rar s-au luat linii de credit. Eu ca individ nu am datorii. Adică toată viziunea asta este construită într-un mod sănătos, fără a depăși un grad de îndatorare care să îți creeze probleme ulterior. Deci dacă antreprenorul e ultimul plătit în mijlocul cercului, prima dată întâi întârzi furnizorii. Pentru că ăia unii poate tac din gură. După care întârzi alte chestii. Spre exemplu, nu știu, angajații care sunt mai puțin semnificativi. Chiar dacă pleacă, nu e nicio problemă. Da? Chiar, pormă, tot așa și până ajungi, frigul intră și ajungi de nu-ți mai poți plăti fie taxele, fie colaboratorii din jurul tău. Dacă intervii atunci, este prea târziu de cele mai multe ori. Și compania e moartă, e în comă profundă, crapă. Trebuie să intervii cât mai devreme, în momentul în care sănătatea financiară a companiei se înrăutățește, iar primul care simte asta este acționarul care nu-și mai încasează dividendele, adică rostul pentru care el a creat compania. Și atunci vreau să demontez această teorie care este nocivă pentru mediul de business, este pur piaristică, antreprenorul trebuie să se plătească ultimul. Este o eroare și mulți antreprenori plătesc aceste erori, mai devreme sau mai târziu. Uneori chiar cu propria lor afacere, alteori chiar cu mai mult decât atât. Da, bineînțeles, dar toate pornesc la această lipsă de rigurozitate în a pune ordinea priorităților unei companii în ordinea firească a lucrurilor. Asta este ordinea firească a lucrurilor, să nu uităm de ce ne-am adunat, de ce am făcut companie. Prin urmare, antreprenorul în această viziune poate fi un fel de vestă antiglonț. Bineînțeles, este în beneficiu companiei. Cine poate fi o vestă mai bună antiglonț decât el? Și interesul ca această companie să fie sănătoasă este în primul rând a lui. Și trebuie să aibă grijă la acest lucru. Eu am mai trecut în viața firmelor mele prin astfel de prin situații mai delicate, că viața antreprenorială nu e numai așa, este și așa. Iar modul de intervenție a fost exact ăsta. M-am trecut pe primul loc. Adică n-am stat pe locul 15 mai mult de 2-3 ani la rând. Pentru că devine și frustrant și devine demotivant. Iar motivația este principalul factor al succesului. Pe locul întâi e motivația, peste 50%. După aceea, după părerea mea, focalizare. Dar revenind, motivația. Și atunci, dacă tu, acea companie în care vezi că ai o grămadă de responsabilități, o grămadă de obligații, nu-ți mai aduce satisfacții, de ce o mai ai? Ajungi nefericit. Mai bine îți vezi de treabă. Da. Împărtășiți acest punct de vedere? Sincer acest vorbind. Punct de vedere și l-am trăit ca antreprenor. Și mulțumesc. Mă gândeam că mi-ar plăcea să fie cât mai larg împărtășit și atunci sănătatea financiară a României în ansamblu ar fi mult mai bună. Mă gândeam și la un alt aspect, tot de sănătatea afacerii. Da. Dacă antreprenorul se plătește în primul rând pe el prin aceste dividende, implicit gestionându-și bine dividendele și nu băgându-le 100% în consum, în această politică. Profitul, adică îl împărțiți în dividende și în parte reinvestibilă. Asta pe de-o parte, dar vorbesc de dividendele efective. Care, deci în momentul în care eu, ca antreprenor, mă plătesc pe mine întâi și am niște dividende și mi le gestionez înțelept ca buget personal și am niște economii, da. Dacă ajunge la mine frigul, cum spuneați dumneavoastră, exact, la companie, am o rezervă pe care să o pot injecta în companie dacă este o situație și să o salvez. Exact. Dacă eu mă pun ultimul, ce rezerve să mai am? Că nu mai ajunge la mine nimic. Spuneți-mi și mie, dacă e atât de logic chestiunea asta, de ce nu o aplicăm ca țară? De ce nu e valabilă în cazul unei țări? Cum ați traduce în cazul unei țări? Interzicerea, legiferarea interzicerii deficitului bugetar. Sancționarea cu alegeri anticipate. Deficitul bugetar. Asta înseamnă administrare defectuoasă. Asta, așa s-ar traduce. E simplu. Mă întreb cine și-ar putea dacă s-ar asuma... cere asta, dacă s-ar cere asta în piață, ar fi mult, mult mai eficace decât orice altă solicitare. Sau să nu poți tăia datoriile la companie de stat decât pe bază de referendum. Și asta ar fi o chestiune extrem de cu impact extrem de mare în beneficiu oamenilor, să știți. În beneficiu economiei României. Da.
Mă uitam și la administrația locală în, în cheltuielile care 70-80% apar în spațiul public. Din administrațiile locale sunt falimentare, sunt și insolvente. Și investesc tot în ajutoare sociale de diverse forme. Banii care vin din taxele, da, și este impozitele. O filozofie profund eronată și asta e ceea ce mă îngrijorează, că nu regăsesc jucători politici care să abordeze această problematică. De ce nu o abordează? Pentru că gândesc pe termen scurt. Nu le aduce, teoretic gândesc dânsii, un beneficiu electoral pe termen scurt. Nu sunt sigur că e așa, pentru că depinde cum explici, dar sigur că dacă zona de în care cei care contribuie va fi mult mai mică și zona celor care beneficiază de contribuția luată de la ceilalți va fi mult mai mare, atunci sigur că partida e pierdută. La momentul actual, în actuala forma democrației, da? La momentul actual nu e chiar așa. Deci nu sunt extrem de sigur că o abordare economică de politică, politică economică sănătoasă nu ar avea suport popular dacă ea e bine explicată. Ba chiar înclin să cred că ar avea, sincer vorbind. Deci către asta trebuie să mergem și sigur că dacă am upgrada în paralel democrația în sensul în care cetățenii contribuabili ar avea mai mult decât dreptul de vot, ar avea dreptul de a influența arhitectura bugetară, atunci probabil că și orientarea acestei arhitecturi bugetare ar fi diferite. Dacă noi ne-am direcționat taxele și impozitele către anumite zone pe care le considerăm prioritare și am organizat bugetul pe componente, da? Când zici taxă de drum, intră doar la drum, când zici taxă de mediu, intră doar la mediu și așa mai departe, acum se cam duc în bună măsură la bugetul statului, da? Atunci bugetul s-ar construi de o manieră care ar fi mult mai orientată către zona investițională. Spre exemplu, zona de infrastructură cred că e prioritară pentru România și s-ar aloca mult mai mulți bani. Însă nu e cu un impact electoral imediat. Și uitați, ăsta e pericolul. Și atunci vinde pe Transfăgărășan. Da. Mulți au spus că a fost un proiect monstruos, aberant al lui Nicolae Ceaușescu. A rămas una dintre cele mai frumoase șosele din lume. Da, ăsta a fost un proiect bun. Nu a fost chiar monstru și aberant. Din păcate nu-l vindem chiar cum trebuie, sincer vorbind, la nivel de marketing. Este o zonă pe care nu o punem suficient frunza, de mult, da, în valoare. Este DN1, da, pe care se tot pisează și avem cealaltă zonă care este la o distanță similară de București. Da. Faci 2 ore și jumătate, până 3 ore maxim, până într-o zonă unde te poți caza. Asta e o manieră de a finanța taxe de drum. Am fost în Portugalia și ca să urc pe o zonă montană foarte frumoasă, nu, în Spania cred că era, am plătit un cost de utilizare. Deci așa s-a creat. Ca să văd acea priveliște frumoasă și de pe tot traseul ăla de 30, 40, 50 de kilometri, eu, utilizator, am plătit. Înțelegeți? Deci am plătit ca să utilizez. E o manieră mult mai corectă de taxare. Plata per utilizare. Decât să introduci. Dar la Transfăgărășan n-am nicio taxă, da. Și drumul pe Transfăgărășan este plătit și de către cei care nu merg pe Transfăgărășan. Păi e corect? Da. E corect? Nu e corect. Vedeți? Nu e corect. Dumneavoastră aveți întotdeauna dreptate. Nu, n-am întotdeauna dreptate. Suntem, dar e bun simț. Sunt chestiuni de bun simț. Asta e. Suntem chiar pe finalul.